Bună dimineața! Începem direct în forță cu o ciobitură de parbriz. Nu știu dacă se vede. Am găsit parbrizul ciobit și eu nu știu să-l fi spart. Și am venit cu Răzvan, a căutat un service unde putem repara această ciobitură. Se vede? Nu se vede. Hai că vă prezint imediat. Uitați aici. Ia uite. Hai să vedem ce o să iasă. Așa arată la Alexander aici. Tu a căzut că pe mine ai leu nedavno, da? Da, вот. 7-5 километров назад. Вижу, что ты по мне не. Deja și-a dat seama că e schimbat nu de mult. Ребята, да. Вопрос. Когда-нибудь ремонтировали стекла вообще? Сколы, трещины, что-нибудь? Я, да. Да? Знаете, что в ноль не исчезает, что на ярком свете остаточная видимость имеется? Я знаю. Nu este da, zice că o să vadă ceva, dar nu mai pleacă. Aia contează, să nu mai pleci. Da. Это самое главное, надо остановить. Чтобы, да, чтобы не расходилось, да. Все верно. Ce scule aici? Ne-a atenționat că este posibil să se mai vadă. Можете показать, как он выглядит на самом деле? Потому что повреждение сразу не видно, оно всегда зажато. Вот так вот. Vedeți când apasă, deja se mișcă parbrizul acolo, se mișcă acea fisură. Facem măsura pentru preță. Atenționat că e posibil să mai vadă, dar nu va pleca mai departe fisura respectivă. Gata. Acum fac o gaură cu... Exact la dentist. Valorgia aceea gaură, uitați. Pare meseria și omul, da? Uitați când apasă pe parbriz cum se mișcă fisura respectivă, da? Uitam ticiotul. Acum a pus lampa cu ultravioletă. Nu știu cât trebuie să așteptăm. Scurtă vremea putem să dați lampă. Быстро. 2 минуты. Два этапа полимеризации. Первая до пломбовская минута. Далее кладется пломба сверху, загладить стекло. Еще минута максимум. Зичи где-то на 2 минуты. Și va fi gata, după aceea are o racletă, o lamă care ia surplusul de lipici și suntem gata. Să vedem cât costă, n-am întrebat înainte. Da. Ultima etapă. A curățat cu acea racletă, cum am spus, o lamă. E foarte rapid băiatul, nu a putut să-l filmez. Exact ca la stomatolog îl face. Exact, cum am mai spus, ca un dentist. Acum cred că seamă polish. Băiatul e mic, dar... Dar cu mâini. Dar îi merg mâinile foarte rapid. O fi însurat? Vrei să întreb? Nu. Ne dăm seama așa. Și acum... Rezultatul final. A dispărut. Finally. Ia să vedem. Mai este să vedem ce zice. Deci... Uite, aici a fost. Uite, aici a fost. Da. E super. Un singur punctuleț.
Super! Dar nu o să mai plece. Avem siguranța că nu va pleca. Scolcă. Pentru garanție și ne-a spus că ei colaborează cu foarte multe servisuri în toată lumea, poate și în România. Dacă cumva avem problemă, le scriem pe numărul de telefon aici pe WhatsApp. Cât a zis că are garanție? Scolcă garanție. 3 godă. 3 ani garanție are că acel punct. Că nu va pleca. Dacă nu va pleca. Dacă va pleca, le scriem pe WhatsApp. Ei caută să ne ajute oriunde, pe unde vom călători. Ca și preț, am plătit 2340 de ruble. Asta înseamnă 23 de euro. Și ca timp, nu știu, jumătate de oră, da? Maxim. Da, mai mult pe drum am făcut. Bine, gata, că am terminat cu bine, ne continuăm drumul. Mergem mai departe. Hai să mergem. Și am ajuns la primul obiectiv. Vizităm nava Aurora, este o fostă navă de război, acum transformată în muzeu. Din ce am înțeles, o putem vizita complet, exact cum am vizitat și acel submarin. Fără fete. Vizităm doar navă. Și urcăm. 5 euro biletul. Să vizităm. Deci cred că se arunca ancora. Dacă vedem bine tamburul ăsta, uite ce motor avea, se ridice. Acționat hidraulic. Nava a început revoluția în 1918. Avnizuni uzea, da? Am întrebat dacă este voie să mergem și în navă, jos, și i-a spus că se poate. Ce coșuri de fum avem aici! Parcă am fi pe Titanic. Din ce an este nava? Nu știu, am înțeles că în 1918 a participat la revoluție cu nava asta, a început revoluție. Dedușca Lenin, bunicul Lenin. Foarte frumos recondiționată și păstrată. Un adevărat muzeu. Bărcile de salvare. Frumos. Foarte frig. Trebuie să căutăm un cafenea. Răzvan și cafeneaua. Hai să urcăm. Ăsta e tunul principal. Bine ați venit pe Titanic. Ce view avem, ce priveliște.
acolo avem un mall. Răzvan este cu cititul și detalii. Detaliile mergeți pe canal la el, un român în Rusia, și veți vedea un pic mai multe detalii. Hai să intrăm în interior. Ah, ce cald aici. Ce cald și bine. Sunt foarte multe detalii tehnice. Cum a fost lansată la apă. Capul jos, că e locul mic. Acolo făceau țuică. Aici se lăsau amporele. În capaciule astea. Drăguțe. Tu stau la urmă, da? Așa ancorei și aceste mese se ridicau și era camera liberă, doar ancora, vedeți, da? Noi suntem ancorați acum la mal. Exact, muzeu. Muzeu. Este o întreagă istorie, tristă, nicăieri pe lumea asta, unde sunt războaie și conflicte, nu este fericire. Mergem la comandă. Asta a fost niște
Am ieșit. Am deschis și noi ușa oficial. Mi-ar plăcea ca în lumea asta să fie pace și liniște și toată lumea să fie cu toată lumea. De ce o trebuie atâta răutate în viața asta, nu știu. Nu am idee. Bine, idei sunt, da. N-are rost să le dezbatem. Rămânem cu lucrurile și cu privitul. Ce sistem de prindere are? Cred că vara, bineînțeles că se mișcă, că na, e pe apă, nu cred că e fixă. Și asta văd că se mișcă sus-jos. Am ajuns în rai, de la pizzerie, mi-a sărit asta în ochi. Ia uite-i, mă așteaptă o chiftea, un cârnat, o carne, una alta, un piure, tot ce vrei. Prețuri vedeți aici. Apropo de prețuri. 100 de grame. 100 de grame, da. Tot ați întrebat de prețuri la mâncare și salate. Bun. Muzeu Militar de Istorie. Am ajuns și la spărgătorul de nuci, de buci, de gheață, pardon. Suntem la spărgătorul de gheață. Ia uite-l ce frumos stă aici. Ies ceva abur pe lateral, cred că are încălzire, la fel ca și celălalt. Mergem înăuntru și vom afla. Hai să urcăm în spărgătorul de gheață, să vedem ce ne așteaptă și aici. Thank you.
încărcat, dar și cu spărgătorul de gheață. Din păcate nu am putut filma pentru că nu ni s-a dat voie, doar să facem poze. Am făcut poze atât, n-am înțeles ideea. Acest spărgător a funcționat în 1917 până în 1970 ca spărgător de gheață și apoi din 70 până în 91, când a fost tras pe dreapta, a funcționat ca navă de transport. Acesta spărgea gheață, fiți atenți, până la 1,5 metri. Era foarte tare pe vremea lui. Gheață de 1,5 metri. Foarte mișto. A fost mult mai frumos aici față de Aurora, că aveai mai multe de văzut și mai multe de trăit prin pozele care erau aici la bord. Foarte frumos. Încă ceva. Acesta funcționa cu cărbune parțial și cu păcură. Așa se alimenta. Din păcate, trebuia să mai stăm încă o oră și jumătate și să plătim un plus pentru a merge în sala motoarelor. Cred că era interesant, dar nu mai avem ce face atât și poate cu altă ocazie. Pe fire acolo, vedeți? Prima oară care întâlnesc așa ceva. Frumos, mai avem puțin și ajungem la hotel. Merg să editez acest videoclip care l-am filmat astăzi. Vă mulțumesc că a stat cu noi până la final. Mă pregătesc să... Un podul de sus venea separat din spate și apoi la un moment dat s-a suprapus cu cel pe care suntem noi acum. Economie de stâlpi și de toate cele. Pe sus este un alt drum. Frumos. Suntem la penultimul plin în Rusia. Tot de la Lukoil, bineînțeles. Și acum voi face consumul pe oraș. Cât mi-a luat pe oraș la toate obiectivele pe care le-am vizitat. Vedem imediat. Bun, am făcut 333 de kilometri în oraș de când am ajuns în Sankt Petersburg. Consumul a fost de 9,3. Doar pentru kilometri ăștia. În total 6400. Foarte ok, având în vedere condițiile. Așa arată drumul spre gară. Mergem să-l ducem pe Răzvan. Sau încercăm să facem asta. Cam blocat aici. Cred că e un fel de mol. Nu știu ce se întâmplă aici, dar mai avem vreo 500 de metri. Vom afla. Așa se intre în gară. Gara din Sankt Petersburg, control de bagaje și apoi trecem dincolo. Gata și controlul. Așa arată gara. Gara din Sankt Petersburg. Ia fiți atenți aici, parcă aș fi la aeroport. Este full. Aici Gogu va avea vagon dormitor.
Așa ară. Interesant. Gogule, a sosit și momentul ăsta. Da, din păcate, trebuie să ne despărțim, dar pentru luna asta ne despărțim, poate ne vedem luna viitoare sau cine știe când. Da. Poate în vară, poate în toamnă, nu are importanță, poate în anul. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru tot. Ai fost ca un frate. Drag. Cu mare drag. Mai spus într-un clip, mai susținut, mai tuns, mai îmbrăcat, mai ce nu mi-ai făcut, nu mai de tot. Dar a fost ok una peste alta, îți mulțumesc foarte mult pentru absolut tot. Și sper să ne revedem în țară sau aici. Ok, cu mare drag, ne auzim la telefon, tu încă mai pe Rusia. Eu când voi ajunge acasă, tu vei pleca de aici, în Sankt Petersburg, deci voi fi la, da, încă permanent la telefon și pot să mă sună. Păstrăm legătura și da. Viza mai am până pe 21 la viitoare. Deci da, poate mai găsesc un drum. Poate mai găsesc un drum până aici. Bine, mulțumesc pentru tot și ținem legătura. Da, eu aștept să... Așa arată trenul lor de viteză, pentru că da, au și un tren de viteză. Ăsta e de viteză mai mare, ăla e de viteză mai mică. Nu este trenul care merge Gogo, ăsta ajunge, nu mai știu cât a zis, câteva ore face până la Moscova, dar el are trenul până la el acolo, pentru că altfel îl lua pe ăsta. Da, frumos. Gata, să tragem aer adânc în piept și să ne pregătim pentru o nouă etapă a călătoriei, și anume întoarcerea spre casă. M-au luat aceleași emoții pe care le aveam până să intru în Rusia, când eram singur. Din păcate, acum am rămas tot singur. Gogo a plecat, iar eu o să încep călătoria spre casă peste 2000 de kilometri. Nu știu în cât timp, habar n-am, nu știu ce traseu. Să sperăm că o să mai găsesc un drum. Mergem la hotel, am 30 de minute și mâine ne punem la drum. 470 de kilometri, așa că să ne vedem cu bine.